Vă invit să deschideți împreună cu mine scripturile la Iov, capitolul 1, voi citi primele 5 versete, pagina biblică 521. Iov, capitolul 1, citesc de la versetul 1 la versetul 5, pagina biblică 521. Și fie ca Dumnezeu să ne vorbească și din acest cuvânt. Era în țara Uz un om care se numea Iov și omul acesta era fără prihană și curat la suflet. El se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. I s-au născut 7 fii și 3 fete. Avea 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de măgărițe și un foarte mare număr de slujitori. Și omul acesta era cel mai cuvază dintre toți locuitorii răsăritului. Fiii săi se duceau unii la alții și dădeau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele 3 surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obiceiul să facă. Amin. Doamne, și noi avem obiceiul să venim la adunare și îți mulțumim că ai așezat în sufletul nostru obiceiul acesta de a veni la adunare. Dar mă rog în această zi să fie mai mult decât un obicei, să fie o întâlnire cu Tine. Până în clipele acestea ne-ai cercetat pe fiecare dintre noi într-un mod deosebit, prin tot ce s-a întâmplat aici. Mă rog, Doamne, să Te atingi de fiecare dintre noi pe mai departe. Te rog să ne vorbești. Doamne, mă rog, atinge fiecare inimă. Doamne, mă rog, atinge orice suflet în această zi, prin cuvântul Tău, prin bunătatea Ta. Stăm, Doamne, în aceste momente înaintea Ta și avem nevoie de intervenția Ta, avem nevoie de ajutorul Tău. De aceea Te rog, Doamne, dăm cuvânt, dăm ungere, dăm inspirație, dăm putere și tuturor deschide-ne inima pentru cuvântul Tău. Vorbește-ne, Doamne, căci toți suntem aici în fața Ta să ascultăm cuvântul Tău. Amin. Vă rog să vă reașezați. Pe vremea când eram eu adolescent, era la modă când se strica relația între doi iubiți, doi oameni care se prețuiau mai mult și unii se gândeau chiar la căsătorie și nu știau exact cum să procedeze, să facă câte o pauză. Și era vorba aceasta, hai să facem o pauză. Pauza aceasta uneori era mai scurtă, alteori mai lungă, dar cert este faptul că multe relații intrau pe pauză. V-am mai povestit eu că am cântat în fanfară în copilărie și aveam un toboșar care ne putea fi tată, unora chiar și bunic. Pruncii când sunt mai mici, așa sunt mai neastâmpărați. Și aveam chef de glume, de ce știu eu, nu eram foarte atent la ce ne spunea fratele dirijor. Când fratele toboșar avea o tobă mult mai mare ca așa lui Cosmin, așa? Când fratele toboșar simțea că ni s-a umplut paharul, striga odată de săream toți în picioare, ne speriam, era în spatele nostru, bă băieți, fiți atenți la ce. I-am reținut poezia. Dacă nu vă cumințiți, pun pocăința 5 minute în cui vă badă, nu mă uitați toată viața voastră. În momentul respectiv, toți ne linișteam cel puțin 5 minute. Și asta și m-am gândit că de multe ori suntem așa cu Dumnezeu. Punem pocăința în cui 5 minute, o oră, o săptămână, un an, o lună, până ne rezolvăm anumite socoteli. Și marea problemă contemporană este faptul că, într-adevăr, noi îl iubim pe Dumnezeu, că altfel n-am fi aici în această dimineață. Numai că problema noastră este că nu avem continuitate cu Dumnezeu. Și am stat și m-am gândit că avem zile, avem săptămâni, avem anumite perioade în viața noastră când spiritualitatea noastră este extraordinară. Când avem niște experiențe frumoase cu Dumnezeu, când Dumnezeu ne cercetează într-un mod deosebit. Și o altă perioadă destul de deasă așa în viața noastră, când nu avem timp de rugăciune, nu mai citim din Scriptură, ne simțim secătuiți spiritual, venim la adunare și parcă suntem, nu știu, într-o zonă foarte străină de sufletul nostru, parcă nu ne mai regăsim uneori. Avem nenumărate eșecuri spirituale, ne simțim slabi, ne simțim înfrânți spiritual și, într-adevăr, avem anumite dificultăți spirituale, pentru că problema este următoarea, noi nu avem continuitate în relația cu Dumnezeu. Eu am stat și m-am gândit cum ar arăta finanțele noastre dacă am munci, am face business, cam cât avem timp pentru spiritualitate. Un om care nu are continuitate în muncă sau în business va fi totdeauna în datorii, va fi totdeauna în dificultăți financiare. Pentru că oricât ai câștiga într-un termen scurt, acum nu vorbim de boom-uri de acestea impresionante, vorbim de chestii normale, dacă nu ai continuitate, banii nu o să-ți ajungă. Tot timpul vei fi în criză financiară. Marea problemă este că cei mai mulți astăzi tot timpul sunt în criză spirituală, pentru că, din păcate, își mai iau câte o pauză
contează în relație cu Dumnezeu. Această dimineață, când stai în prezența lui Dumnezeu, vreau să te întreb în modul cel mai sincer și tu să-ți răspunzi în inima ta, cu Dumnezeu de față, că e aici cu noi la părtășie, dacă tu ești omul acela care ai continuitate în relația ta cu Dumnezeu sau, dimpotrivă, îți mai îngădui luxul acesta nepotrivit de a-ți mai lua niște pauze în relație cu Dumnezeu. E foarte important să umblăm cu Dumnezeu, e foarte important să avem o relație bună cu Dumnezeu, dar această relație presupune să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi. Și așa se intitulează mesajul din această dimineață, cu Dumnezeu în fiecare zi. Și talonul pe care fratele Luci ni l-a propus și frații de la întâmpinare ni-l oferă, tocmai asta își propune, ca în această săptămână toată adunarea să umblăm cu Dumnezeu în fiecare zi, în rugăciune și citind aceleași texte din Scriptură, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cu Dumnezeu în fiecare zi este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Dar ca să se întâmple acest lucru, această realitate să devină realitatea noastră, nu doar a altora, e nevoie de câteva aspecte pe care să le regăsim în viața noastră. Și despre asta aș dori să predic în ziua aceasta. Cu Dumnezeu în fiecare zi, în primul rând, înseamnă să nu-ți mai neglijezi viața spirituală. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă, în primul rând, să nu-ți mai neglijezi viața spirituală. În ziua aceasta am citit despre un om. Te rog, remarcă, Iov este cel mai influent om al vremii lui din toată zona răsăritului. Adică este un om politic, este un om cheie al societății lui. Apoi, omul acesta este foarte prosper. Toată lumea realizează faptul că un om prosper de business, hai să fim cinstiți, muncește mult mai mult decât un simplu angajat. Pentru că un angajat se duce, muncește 8 ore, fie 10 ore, fie 12 ore, dar după ce se duce acasă, se liniștește. Un om de business în permanență trebuie să gândească, în permanență este în acțiune. Dacă nu muncește, astăzi se duc lucrurile în cap. Cu cât ai un business mai mare, cu cât ești angrenat mai, nu știu, afaceri mai puternice, cu atât, într-adevăr, câștigi mai mult, dar sunt și bătăi de cap mai mari. Ori, omul acesta este extrem de bogat. Probabil a fost unul dintre cei mai bogați oameni din vremea lui. Un miliardar american al zilor noastre. Și cu toate acestea, că este foarte influent politic, că este foarte prosper financiar, are și o familie mare. Am auzit bărbați care au spus, nu putem să venim la adunare că avem mulți copii. Mame care spun, dar nu pot să mă rog, măi frate, că am mulți copii, trebuie să spăl haine, trebuie să fac mâncare, trebuie să fac curățenie. Pruncii mulți, câți ai, soră? 2. Știți cât avea sora Iov? Nu știu cum o cumea pe sora, dar îi zic sora Iov. Apropo, la institut, acum era o femeie fantastică, făcea o instrucție cu noi, mai ceva ca generalul în armată. Sora John era soția fratelui rector de la institut. Când venea dumneai ei, când venea fratele, eram foarte relaxați. Eram mai blândus. Dar când venea sora, toată lumea în poziție de drepți. Dacă se întâmpla să stăm pe gazon, numai când o vedeam, toți ne ridicam în picioare, ne făceam că ne plimbăm pe acolo. Și noi spuneam sora John. Da? Îi se spunem și sorei acestea, sora Iov. Sora Iov a avut 10 copii. Eu zic, or fost o 2. 10 copii. Și Iov era tată de 10 copii. Dar în pofida acestor fapte, da, om cheie politic, om prosper financiar, cu foarte mulți angajați, cu foarte mulți robi, cu foarte multe turme, cu foarte multe responsabilități, cu 10 prunci de întreținut și mai mult decât de întreținut, că avea de unde de educat. Că e mai important decât să întreții financiar, să le cumperi mâncare, să le cumperi haine, să le dai concedii, să le dai educație socială, care toate sunt foarte importante, necesare, mai important decât toate astea e să le dai pe Dumnezeu. Că poți să aibă casă, poți să aibă mașină, poți să aibă ce vor ei, dacă într-o zi mor și se duc în iad, n-ai câștigat nimic. Cel mai important lucru în viață nu este să ai o mașină bună, o casă frumoasă, o educație specială, toate sunt importante, necesare, dar cel mai important lucru este să aduci mântuirea lui Dumnezeu în casa ta. Ei, Iov este preocupat de viața lui spirituală. Spune Scriptura că era un om neprihănit. În gândirea biblică, un om neprihănit înseamnă un om sfânt, un om care îl caută pe Dumnezeu, un om care caută pe Domnul și împărăția lui mai presus de toate celelalte lucruri. Și mai spune ceva Scriptura, măcar că avea atâtea responsabilități. Mulțumesc, Cătălin. Ia cătă că suntem încă pe pământ. Unde am rămas? Cu Iov, cred că am zis ceva de, nu știu, de zona politică și de zona de business, și de asta mi s-a întrerupt microfonul. Unde am rămas, iubiții mei? Iov are foarte multe responsabilități și în pofida tuturor acestor lucruri își face timp de Dumnezeu.
Un om neprihănit și un om curat la suflet. Omul acesta e preocupat de Dumnezeu. Dragii mei frați, dragile mele surori, dacă vrem să fim cu Dumnezeu în fiecare zi, este absolut necesar să nu ne mai neglijăm viața spirituală. Să nu ne mai neglijăm viața spirituală. Stăteam de vorbă în urmă cu ceva vreme cu o soră care îmi spunea că nu poate să vină la biserică. Nu era de la noi, de la adunare, undeva în Europa unde slujeam să predic Evanghelia. Că are mai mulți copii, într-adevăr n-avea că sora Iov, că are de făcut mâncare, că trebuie să aspire prin casă, să spele pe jos. Și îmi spunea, frate Dan, nu am timp să vin la biserică. Din păcate nu am timp nici să mă rog acasă, nici să citesc Biblia, pentru că am foarte multe responsabilități. Aș vrea, dar pur și simplu nu am când. Iubiții mei, dacă ne dorim cu adevărat timp de părtășie cu Dumnezeu, fiecare dintre noi ne vom face. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să nu mai invocăm tot felul de pretexte ca să nu ne rugăm, să nu citim Scriptura, să nu venim la biserică. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să-L căutăm pe Dumnezeu, să fim preocupați de lucrurile spirituale. Asta înseamnă preocupare. Preocupare de lucrurile spirituale, adică să te gândești la viața ta spirituală. Să te gândești la rugăciune, să te gândești cum aș putea să mai citesc puțin din Scriptură, să mai meditez la cuvântul lui Dumnezeu. Să fii preocupat de viața spirituală, să zici, auzi, mâine este adunare, vreau astăzi, că e sâmbătă seara, să mă liniștesc puțin. Marea problemă este că mulți sâmbătă seara, la ora 11:30, se apucă să vadă un film pe Netflix. Și stai seama că apoi dimineața le greu să se trezească, să vină la adunare la timp. Iubiții mei, e o problemă, știți de ce? Pentru că n-avem ziua pregătirii. Venim la adunare și poate cuvântul trece pe lângă noi, cântarea trece pe lângă noi, știți de ce? Pentru că n-avem pregătire. Evreii aveau o zi a pregătirii. Înainte de sabat, ziua de vineri, partea a doua zile, era ziua pregătirii. E nevoie să te pregătești ca să vii la adunare. Nu doar hainele, să te pregătești sufletește, să fii odihnit. E nevoie să te pregătești sufletește cu rugăciune, cu scriptură, cu post, ca Dumnezeu să te cerceteze. Dragul meu, e nevoie de preocupare. A fi un om care cauți lucrurile spirituale, să nu-ți mai neglijezi viața spirituală, înseamnă să fii preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. Apoi este nevoie de angajament. Noi ne facem angajamente, angajamentul căsătoriei, angajament la locul de muncă, angajamente peste angajamente. La fel este nevoie și în relație cu Dumnezeu, să ne facem anumite angajamente, să le facem lui Dumnezeu. Doamne, săptămâna aceasta este săptămână de rugăciune și de scriptură împreună cu toată biserica. Chiar acum, chiar aici, iau decizia ca în fiecare zi să-mi dedic 15 minute pentru rugăciune și să citesc câte un capitol în fiecare zi din 1 Corinteni. E nevoie de angajament. Doamne, iau decizia aceasta. Mă angajez înaintea Ta să nu treacă săptămâna fără o zi de post. Mă angajez înaintea Ta, Doamne, să mă rog împreună cu soția mea, cu soțul meu, cu pruncii mei. Mă angajez, Doamne, înaintea Ta să fiu nelipsit de la adunare. E nevoie de preocupare, dar e nevoie și de angajamente. Și apoi, e nevoie de practică. Pentru foarte mulți oameni, credința creștină este o chestiune declarativă. Crezi în Dumnezeu? Bineînțeles că eu cred. Crezi că Dumnezeu te poate ierta? Băi, bineînțeles că mă poate ierta. Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Cred lucrul acesta. Crezi că Dumnezeu poate să schimbe viața? Cred lucrul acesta. Și oamenii se rezumă la niște declarații de credință. Din punct de vedere scriptural, creștinismul nu este doar o chestiune ce ține de convingere. Este o chestiune care trece dincolo de convingerile bune și are de a face cu viața noastră, are de a face cu o trăire frumoasă, cu anumite practici. Nu se poate să fii un om care îl iubești pe Dumnezeu, care cauți împărăția lui Dumnezeu, care ești preocupat de lucrurile spirituale și să nu ai timp de rugăciune, să nu ai timp de cuvânt, să nu ai timp de adunare, să nu cauți fața lui Dumnezeu în post. Viața spirituală întotdeauna se arată prin anumite chestiuni concrete și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Vă aduceți aminte de momentul în care Hristos ajunge în casa Martei? Marta avea un frate pe Lazar, cel pe care Domnul l-a înviat, și mai avea și o soră, Maria. În timp ce, interesant, Hristos predică Evanghelia, Marta este prinsă cu multă treabă pe acolo, pe la bucătărie. Dar sorul sa, Maria, stă la picioarele lui Hristos și ascultă Evanghelia predicată. Și Marta este supărată. Doamne, eu singură să fac mâncare pentru tine, pentru fratele meu, deja doi bărbați, plus încă 12 ucenici, 14 bărbați. Eu singură? Ia câtă că Maria n-are treabă, ea stă și ascultă. Doamne, nu-ți pasă de mine că, uite, mă obosesc singură? Și Domnul spune, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lăsa niciodată. Iubiții mei, Marta este preocupată de mâncare, Marta este preocupată de bucătărie, să se simtă bine oaspeții. Maria este mai preocupată de lucrurile spirituale. În această zi când stai în prezența lui Dumnezeu, vreau să te întreb, tu de ce ești mai preocupat? De lucrurile materiale? Lucrurile materiale sunt bune, trebuie să le căutăm, dar mai mult decât aceste lucruri sunt necesare lucrurile spirituale. Caută mai presus de toate lucrurile spirituale și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Maria și-a ales partea cea bună. Duminica, haide să lăsăm să fie ziua lui Hristos. Ascultați-mă, că nu venim duminica la adunare, orice motiv am avea, noi furăm ziua lui Hristos.
Spune că 6 zile ne-au fost date pentru lucru și a 7-a trebuie să ne odihnim, să ne închinăm lui Dumnezeu. Bărbatule, ascultă-mă, femeie, orice ne-ai fi. Când tu te duci în altă parte și nu vii la adunare, fie că e vorba de vizite, muncă și mai departe, de unde poți să absentezi de acolo, tu de fapt îl furi pe Hristos, îi furi ziua lui Hristos. Duminica este ziua pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru fiecare tată și fiecare mamă să-și ia copiii să vină în prezența lui Dumnezeu. Duminica este ziua lui Hristos, hai să nu-L mai furăm pe Hristos de ziua Lui. Hristos așteaptă în fiecare zi când ne trezim dimineața, înainte să ne facem agenda zilei, să înălțăm o rugăciune. Înainte să ne ducem la ale noastre să căutăm fața lui Dumnezeu, măcar un verset din Scriptură, fii preocupat de lucrurile spirituale. Nu cumva să ajungem și noi ca evreii din vremea lui Ilie. Spune Scriptura că evreii din vremea lui Ilie, atât de lipsiți de preocupare spirituală au fost, încât altarul lui Dumnezeu s-a sfărâmat, nici măcar nu le-a păsat. Vreau să te întreb în această zi, tu ai un altar închinat lui Dumnezeu în casa ta? Eu nu vorbesc de un loc, de un anumit monument, eu vorbesc de un timp de închinare. Tu te mai rogi în casa ta? Mai deschizi Scriptura în casa ta? Uneori avem certuri în familie, alteori nu ne înțelegem cu prunci, alteori, nu știu, stăm 2-3 zile bosunflați în casă. Știți de ce? Pentru că nu avem viață spirituală. Mulți dintre noi poate suntem ca evrei altă dată, am lăsat altarul lui Dumnezeu să fie surpat, dărâmat. Știți ce face Ilie când vrea trezire spirituală în țară? Rezidește altarul lui Dumnezeu. Înainte să vină iertarea, înainte să vină mântuirea, înainte să vină harul și îndurarea, este nevoie să-ți rezidești altarul în casa ta. Adică să spui, auzi, 5 minute, 10, 15 minute pe zi. Eu mă rog lui Dumnezeu în casa mea. Eu citesc cuvântul lui Dumnezeu în casa mea. Iubiții mei, e important lucrul acesta. Eu de regulă petrec câteva ceasuri în fiecare zi la adunare, pentru că vin să mă rog aici să citesc, să studiez, să pregătesc mesajele, dar mi-am făcut obiceiul să citesc Scriptura și în casă, să vadă copiii mei că se citește Scriptura în casă, dincolo de momente de părtășie pe care le avem împreună cu Nico, cu pruncii noștri. Tocmai ca nu cumva copiii mei să fie, nu știu, neatinși de Cuvântul lui Dumnezeu, să vadă Scriptura deschizându-se. Ba mai mult mi-am făcut și obiceiul, undeva în camera de zi, aș putea să spun, să am și o Biblie deschisă. Pentru că în permanență, trecând pe acolo, copiii mei să vadă Cuvântul lui Dumnezeu. Fă și tu lucrul acesta. Deschide Cuvântul lui Dumnezeu în casa ta, citește Scriptura în casa ta, ca pruncii noștri de mii să-L cunoască pe Dumnezeu. Primii creștini care s-au încreștinat la cinzecime, spune Scriptura, nu doar că au primit botezul, nu doar că erau nelipsiți de la adunare. Oamenii aceștia, spune Scriptura, în fiecare zi stăruiau. În ce stăruiau? În învățătura apostolilor. În legătura frățească, adică veneau la adunare, în frângerea pâinii, adică veneau la cina Domnului și încă ceva, în rugăciuni. E foarte important să fii cu Dumnezeu în fiecare zi. O căsnicie în care o bași pe nevastă, înseamnă, ba, nu o bași, ba, pe bărbatul, tu, ba, pe prunci, ba, nu știu ce, nu funcționează familia aceea. Tot astfel, nici cu Dumnezeu nu funcționează dacă avem doar momente de părtășie și apoi lăsăm pe Dumnezeu așa în aer. Ca să meargă lucrurile bine în viața noastră, spiritual vorbind, este nevoie să fim cu Dumnezeu în fiecare zi. Și asta înseamnă să nu-ți mai neglijezi viața spirituală. În al doilea rând, înseamnă să-ți recâștigi frica de Dumnezeu. Să-ți recâștigi frica de Dumnezeu. Spune Scriptura că Iov era un om care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Foarte mulți oameni zic când aud de frică de Dumnezeu, Dumnezeu e cu lupa pe noi să ne bată, să ne trăznească, să ne bage în spital la reanimale, Dumnezeu este cu noi, nu știu, să ne dea penalități financiare, nu. Și atunci, nu e Dumnezeu așa toată ziua să stea cu bâta pe noi, să ne facă rău, Dumnezeu nu e în felul acesta. Însă, nu-i corect nici ceea ce spun alții, Dumnezeu e numai bunătate, Dumnezeu e numai dragoste, Dumnezeu e bunătate. În fiecare zi Dumnezeu își înnoiește bunătatea față de noi. În fiecare zi credincioșia Lui se înnoiește față de noi și Dumnezeu, spune Scriptura, este dragoste. Dar Dumnezeu în același timp este și un Dumnezeu sfânt. Iov este un om care, uitați-vă să vedeți, omul acesta se teme de Dumnezeu. Nu se poate să-L cunoști pe Dumnezeu fără să-ți fie frică de Dumnezeu. În urmă cu ani și ani de zile, prin anii 80 în America, unul dintre cei mai populari predicatori era Jim Baker. Jim Baker era un predicator de talia lui Billy Graham în vremea respectivă și mulți spuneau că ar fi la același nivel de slujire cu Billy Graham. Avea o televiziune foarte urmărită, avea campanii de evangelizare extraordinare, se adunau milioane, dacă nu chiar miliarde de dolari în această fundație a lui Jim Baker. Era un om extraordinar, domnule. Și toate au mers frumos până într-o zi. Când s-a descoperit că omul era imoral, când s-a descoperit că făcea delapidări financiare groasnice, a ajuns în pușcărie, l-a părăsit nevastă, totul s-a prăbușit, toată lucrarea lui s-a prăbușit. Și cineva l-a vizitat la închisoare și a spus, am o întrebare, Jim. Când ai trăit în imoralitate atâția ani de zile și ai predicat Evanghelia și ai împărțit cina lui Hristos, când ai delapidat atâtea milioane, să nu zic miliarde de dolari, tu nu l-ai mai iubit pe Hristos? Și m-a șocat răspunsul lui.
cu ochii în lacrimi, el spunea în felul următor, de iubit, întotdeauna l-am iubit pe Domnul. Dar știi care a fost marea mea problemă? Mi-am pierdut frica de Dumnezeu. Dacă suntem cinstiți cu noi, cei mai mulți dintre noi parcă nu mai avem frică de Dumnezeu. Și repet, nu-i frica aceea că ne tună, ne trăznește, ne face pană la mașină, ne strică motorul. Dar acea frică care înțelege că noi avem un Dumnezeu care poruncește. Ceea ce spune Scriptura nu sunt recomandări. Foarte mulți oameni citesc Scriptura ca pe niște recomandări. Ceea ce spune Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu, sunt poruncile lui Dumnezeu. Ceea ce spune Scriptura este obligatoriu pentru fiecare dintre noi. Nu se poate să fii creștin și să nu asculți ce spune Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu este obligatoriu pentru fiecare dintre noi. Apoi mai spune Scriptura ceva. Acest Dumnezeu observă. Ce înseamnă aceasta? Ne observă ce facem noi chiar acum în adunare. Ne observă, cunoaște gândurile noastre chiar acum în adunare. Observă faptele noastre când suntem numai noi acasă, noi așa, soțul și soția și copiii. Dumnezeu vede când ne certăm în familia noastră. Dumnezeu te vede ca bărbat când poate te scapi și tragi o înjurătură. Dumnezeu te vede ca și soră când ai cu câte o farfurie în casă sau cu câte un pahar. Dumnezeu te vede când te porți într-un anumit fel. Dumnezeu știe la ce te uiți. Dumnezeu știe cum te porți. Dumnezeu știe totul. De fapt, perspectiva creștină asupra vieții este că fiecare dintre noi trăim în fața lui Dumnezeu. Acest Dumnezeu de care noi trebuie să avem o anumită teamă, teamă sfântă, ca să ne recâștigăm frica de Dumnezeu, face porunci, dă porunci în Scriptură. Astea nu sunt opționale. Când vezi un om care tratează cuvântul lui Dumnezeu ca pe niște chestiuni opționale, să știi că omul acela are mari probleme spirituale. Când un om zice, auzi, asta mi-asum, asta nu mi-asum, nu-i obligatoriu, are probleme spirituale. Dacă facem noi asta, înseamnă că avem probleme spirituale. Cuvântul este obligatoriu. Dumnezeu, Creatorul, ne poruncește în Scriptură și ceea ce spune este obligatoriu pentru fiecare dintre noi. Acest Dumnezeu observă tot ce facem noi. Știi cum ne purtăm cu părinții noștri? Știi cum ne purtăm cu pruncii noștri, cum nații, cum natele? Dumnezeu știe cum ne purtăm cu angajații noștri, cu șefii noștri, cu patronii noștri. Dumnezeu știe cum ne purtăm noi pe strada noastră. Dumnezeu cunoaște totul. Dumnezeu ne cunoaște viața. Dumnezeu vede totul. El este martorul gândurilor noastre. Este martorul vorbelor noastre. Este martorul faptelor noastre. Acest Dumnezeu poruncește. Acest Dumnezeu observă. Acest Dumnezeu judecă. Spune Scriptura că într-o zi fiecare dintre noi vom sta față în față cu Dumnezeu. Ca să dăm socoteală de toate vorbele noastre, de toate gândurile noastre, de tot comportamentul nostru. Și atunci când înțelegem că într-o zi vom da socoteală de felul în care ne-am gestionat viața, familie, resursele, oare cum ar trebui să fim? Vă aduceți aminte de profetul Isaia? Până să se întâlnească cu Dumnezeu în toată gloria lui Dumnezeu, Isaia spune, vai de cel, vai de cel, vai de celălalt, vai de un alt popor, vai de un alt popor, dar când ajunge în fața lui Dumnezeu și are parte de o revelație și ajunge și îl vede pe Dumnezeu în toată gloria lui și vede pe îngeri aceia maestoși spunând, sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeul oștirilor, tot pământul este plin de gloria lui. Când îi vede pe acești îngeri că au șase aripi, cu două își acoperă fața, cu două își acoperă picioare, cu două zboară și strigă necontenit, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Știți ce spune profetul Isaia? Vai de mine! Vai de mine, într-adevăr, locuiesc în mijlocul unui popor necurat, dar și eu, Doamne, sunt greșit. Omul care se vede pe el desăvârșit, care se vede în regulă spiritual, care crede că n-are nevoie de pocăință și îndreptare, nu-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât îl respecti mai mult pe Dumnezeu. Cu atât ai această frică sfântă de Dumnezeu. Auzi, de ce să nu mint dacă pot să câștig financiar? De ce să nu mint pe nevastă mea? Dar de unde o să aibă? Auzi, eu nu mint pentru că mi-e frică de Dumnezeu. Nu că mă tună, mă trăznește, îmi face pagubă financiară, nu. Mi-e frică de acest Dumnezeu pe care îl iubesc. Că într-o zi, El care îmi dă porunci, El care observă totul, El care mă va chema la judecată, va evalua viața mea. Și așa de mult îl iubesc eu pe acest Dumnezeu și atâta frică am de El, ca de tata. Și dacă tata e tată puternic în casă, pruncii lui de dragul lui tata se poartă adecvat. Nevasta de dragul bărbatului se poartă în anumit fel. Nu în sensul că, bă, să teame că o plesnește, dă câte o palmă, nu, nici vorbă așa. Dar acel respect frumos. Ei, frica de Dumnezeu este acel respect frumos față de Dumnezeu. Auzi, de ce să nu trăiești în imoralitate? Că tocmai te-ai certat cu nevastă ta și poate și te-ai înșelat din frică de Dumnezeu. Iov a fost un om cu frică de Dumnezeu. Iosif a fost un om cu frică de Dumnezeu. Păi era taicăsu să-l vadă acolo? Nu era taicăsu. Putea cineva să-l tragă la răspundere? Da sau nu? Poate nici n-a aflat Potifar. Știți de ce nu s-a culcat el cu nevastă sa? Cu nevasta lui Potifar? Pentru că s-a temut de Dumnezeu. De ce să fii moral față de soția ta, soțul tău? Ce știe ea la ce te uiți tu? Știe ea pe unde mergi tu? Nu știe. Spunea cineva că dacă vrei să-ți înșeli partenerul de mână cu el sau cu ea poți să-i înșeli. Dar e unul care vede totul, acela e Dumnezeu.
Auzi, te poți purta urât cu pruncii, poți să-i calci în picioare, pe mama și pe tata, poți să-i terfelești în toate felurile. Dar există un Dumnezeu sus care vede totul. Dacă noi nu ne raportăm la acest Dumnezeu, viața noastră niciodată nu va avea frică de Dumnezeu. Dacă noi ne raportăm doar unii la ceilalți în termeni umani, când va veni momentul, ne vom păcăli unii pe ceilalți, ne vom prosti unii pe ceilalți. Dacă înțelegem că deasupra noastră este un Dumnezeu, dintr-o dată se schimbă totul. Frații mei, surorile mele, noi trebuie să ne recâștigăm frica de Dumnezeu. Dacă vrei să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, să nu ai doar sincope, Doamne, acum am părtășie cu Domnul peste o săptămână, nicăieri, doar momente de părtășie. Dacă vrei să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, este absolut necesar să-ți faci timp cu Dumnezeu, să umbli în fiecare zi, ca un om care îți recâștigi frica de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cain a fost un om care n-a avut frică de Dumnezeu. Se închină, Dumnezeu nu-i primește jertfa, pentru că inima lui este rea. Domnul spune, Cain, să nu te necăjești. Dacă te porți bine, dacă trăiești o viață frumoasă, te primești și pe tine. Dar Cain, ai grijă. La ușa inimii tale stă și pândește păcatul. Și imaginea biblică este precum o fiară își urmărește prada. Zice, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine. Tu nu știa că era invidios pe frate și vrea să-l omoare, dar tu să-l stăpânești. El n-are frică de Dumnezeu. Și pentru că n-are frică de Dumnezeu, îl cheamă pe frate Iisus să discute între patru ochi și când se asigură că nu-i vede nimeni, se ridică și îl omoară pe frate Iisus, îngroapă în pământ. Vine Dumnezeu și spune, Cain, Cain, da, Doamne. Cain, unde este fratele tău Abel? Dumnezeu zice, nu știu. Adică omul care n-are frică de Dumnezeu îi face rău fratelui său și acum îl minte pe Dumnezeu în față. Zice, nu știu. Ba mai mult e și puțin obraznic. Doamne, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu vede totul. Că nu-i frică de Dumnezeu, e ceartă în casă. Că nu-i frică de Dumnezeu, e înșelăciune. Că nu-i frică de Dumnezeu, e imoralitate. Că nu-i frică de Dumnezeu, e obrăznicie. Că nu-i frică de Dumnezeu, e iad în casă. Un om trăiește în funcție de circumstanțe, de interesele de moment și se prăbușește singur și face praf tot ce are mai scump. Își face praf viața, își face praf familia, își face praf pocăința și mântuirea. Frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii. Neemia era paharnicul celui mai puternic om al vremii, adică unul dintre oamenii cheie ai împăratului din vremea respectivă. Și primește îngăduință de la împărat cel mai puternic om al vremii să se ducă la Ierusalim să rezitească templul și cetatea. Și când ajunge acolo, a văzut că alți dregători, alți prefecți, cu alte cuvinte, apăsau poporul, luau tot felul de taxe suplimentare care împovăra poporul. Și Neemia zice, puteam să fac și eu la fel. Știți de ce n-a făcut el ca ceilalți judecători? Ca ceilalți prefecți? Știți de ce? Nu de dragul lor. Uitați-vă să vedeți, își iubea poporul. De asta că de dragul celuilalt, nu știu ceva, că asta nu ține. În realitate, până la un punct ține. Știți ce l-a făcut pe el să fie un dregător cu frică de, cu un dregător cum trebuie, un dregător care să-l onoreze pe Dumnezeu? Care să se poarte bine cu oamenii din subordinea lui, care să rezidească templu, care să nu ia, nu știu, mită, să închidă ochii, să-i ajute pe unii pe alții. Știți ce l-a făcut să se poarte așa? Frica de Dumnezeu. Zice, eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Când un bărbat se teme de Dumnezeu, ăla va fi un soț bun în casa lui. Când o femeie se teme de Dumnezeu, va fi o mamă bună, va fi o soție bună. Când un om se teme de Dumnezeu în munca și în business-ul lui, Dumnezeu îl va binecuvânta și va fi un om de nădejde. Dragul meu, cum stai tu cu Dumnezeu? Tu mai ai această frică sfântă de Dumnezeu? Nu în sensul, repet, nu în sensul că te tună, te trăznește, îți face pagubă, bag, te restructurează, 10% penalizează. Nu asta e frica de Dumnezeu. Da, e adevărat că unii toată ziua numai steaguri de dolii, drame, probleme și atunci oamenii zicea, bă, gata, cu Dumnezeu ăsta nu-i de lucru, mă. Toată ziua te urmărește ca un polițist care bag. Parcă ar fi anafo. Dar s-a dus în cealaltă extremă. Știți în care extremă? În care Dumnezeu ăsta poți să faci ce stai capul. Poți, dacă ai chef, te rogi, dacă ai chef, dacă ai chef, totul ține de chef de moft. Ăsta nu-i Dumnezeul Scripturilor. Dacă ăsta e Dumnezeul tău, ești pe un drum greșit, te duci pe un drum greșit. Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul lui Hristos este un Dumnezeu sfânt, care atunci când ajungi în prezența Lui, înțelegi că ești păcătos, că sunt păcătos și asta înseamnă că ne îndeamnă Dumnezeu să trăim o viață sfântă. Când El și-a dat seama că este un om păcătos, profetul Isaia a zis, Doamne, ai milă de mine și Dumnezeu i-a curățit buzele cu un jăratic aprins și a spus, iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este ispășită și păcatul tău este iertat. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să nu-ți mai neglijezi viața spirituală. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să-ți recâștigi viața și să-ți recâștigi frica de Dumnezeu. Și în al treilea rând, cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să-L aduci pe Dumnezeu la tine acasă. Să-L aduci pe Dumnezeu la tine acasă. Știți ce mă impresionează pe mine la omul acesta? El nu-și trăiește singur pocăința. Am auzit bărbați care spun, auzi, vin eu singur la adunare, o las pe nevastă-mea acasă să facă mâncare, să fie caldă mâncare pe când vine acasă. Am auzit părinți care au spus, venim noi la adunare, lăsăm prunci acasă, că să se odihnească o leacă.
Mă impresionează omul acesta și l-am luat ca model pentru mine. Spune Scriptura că avea 10 copii. Când pruncii se înțeleg bine între ei, este succesul părintelui. Când pruncii se ceartă între ei și nu se înțeleg frații și surorile între ei, e o problemă pentru părinte. Faptul că ăștia 10 s-au înțeles așa de bine, înseamnă că au avut un tată puternic, un om al lui Dumnezeu în casă. În adunare putem să fim ipocriți, de multe ori, până la un punct cel puțin. La locul de muncă putem să fim ipocriți, dar în familie niciodată nu poți să fii ipocrit. După o lună și cel mai drăgăstos iubițel lasă armele jos și după căsătorie îi cine e el. În familie ești cine ești tu. Și dacă ești ipocrit și nu ești cu frică de Dumnezeu, îți distrugi familia. Știi ce mi se pare mie la omul acesta? Eu l-am luat ca și model de pocăință pentru mine. Dom'le, cu atâtea responsabilități. Omul acesta nu era preocupat doar de pocăința lui. Am auzit oameni că zic, eu cu Dumnezeu sunt așa, dar nevasta unde mai, frate? Da copiii tăi, da taică, tu maică, te-ai preocupat de ei? Frate, sunt căpățână, nu, păi roagă-te pentru ei, mai postește pentru ei. Nu-i ceva de genul, eu sunt bine cu Dumnezeu și nu-mi pasă, nu! E nevoie să spese de cel de lângă tine, să spese de mântuirea soțului tău, a soției tale, a tatălui tău, a cumnatului tău, să fii un om care ești interesat și de mântuirea celuilalt. Iubiții mei, omul acesta avea multe lucruri de făcut. Și imaginează-ți un miliardar, multimiliardar, poate ar fi în top 10 pe plan mondial la ora actuală, averea lui cuantificată în banii de astăzi. Vă dați seama câți oameni așteptau să intre la el în birou? Vă dați seama câte responsabilități? Era un om cheie politic. Când spune că era cel mai cu vază om din toată zona răsăritului, înseamnă că era un lider politic. Ăsta avea multe lucruri de făcut. Când pruncii lui dădeau câte o petrecere, că dădea obiceiul, avea obiceiul acesta să dea câte o petrecere și se invitau unul pe celălalt la masă, frații între ei. Și zice, auzi, le chemăm și pe fetele noastre, pe surorile noastre la masă. Ce frumos! Relație extraordinară între ei. Zicea Iov după ce treceau zile de petrecere, poate pruncii mei, nu știu dacă ai remarcat detaliul acesta, zice, poate pruncii mei, nu că s-au bătut, nu că s-au îmbătat, nu că, nu știu, s-au certat cu cumnații sau cumnatele, nu. Poate fiii mei, zice, l-au supărat pe Dumnezeu. Unde? În inima lor. Ăștia erau băieți de nota 10. Dar zice, poate ori greșit în inima lor, poate ori gândit ceva nepotrivit. Și zice Scriptura ceva fantastic. După ce treceau zile de petrecere, chema pe toți copiii lui. Imaginează 10 copii, ăștia erau oamenii lui de business. Întotdeauna, cu cine face mai bine business? Cu pruncii tăi. Uitați-vă în Statele Unite Americii. Anumiți candidați la președinție, cu pruncii lor fac business. Cei mai de încredere, totdeauna, prunc cu fata, cei mai de încredere pentru un părinte. E normal să fie așa, da? Imaginează-ți că ăștia își lasă tot lucru și zice că nu din când în când, zice, așa avea Iov obiceiul să facă. Adică era o practică constantă pentru el. Zice, îi chema pe toți 10 dis de dimineață. Mă, tată Iov, păi eu s-o obosit după petrecere. Mi-e greu, mă doare spatele, mă dor șelele. Nu știu, n-am stare bună, nu mă simt bine. Nu, zice, îi chema pe toți 10 și interesant, toți 10 veneau. Vă dați seama câtă autoritate a avut omul ăsta în casă? De ce astăzi stați în mai autoritate în casă? Întreabă de ce n-ai autoritate în casa ta. Oare nu cumva îți neglijezi rolul spiritual? Îți dai seama câtă autoritate avea Iov în casa lui? Doamne, dă-ne tuturor această autoritate în casa noastră. Nu zice că îi bătea, nu zice că îi penaliza financiar. Când spunea Iov ceva, soția lui, copiii lui înțelegeau, e important ce spune tata. Îi chema pe toți dis de dimineață și pentru fiecare dintre ei aducea câte o jertfă. O jertfă, o ardere de tot presupunea minim jumătate de oră, o oră. Imaginează 10 oameni, unul dintre cei mai bogați oameni din toate timpurile sau din vremea respectivă, unul dintre cei mai bogați, pentru fiecare să stea să aducă câte o jertfă de jumătate de oră, de o oră. Nu-i lucru mare. Nouă ni-e greu să ne rugăm pentru copiii noștri 5 minute să punem numele Domnului peste ei. Ni-e greu să le citim câte un verset din Scriptură. Ni-e greu de multe ori în familie să deschidem Biblia 5 minute, Domnule. Ăsta pentru fiecare și avea obiceiul să facă așa de fiecare dată. Deci că avea obiceiul acesta, înseamnă un obicei ceva ce se repetă foarte des. Deci, după fiecare petrecere făcea rugăciune. Dis de dimineață pe fiecare, toți îți lăsau munca, toți, mă, o leacă de oră de rugăciune, 10 ore. Ne rugăm, fac pentru fiecare o jertfă. Știți care este marea binecuvântare? Pruncii care văd că tata se roagă și se roagă tata împreună cu ei, mama se roagă împreună cu ei, citește Scriptura, vin cu ei la adunare. Știți ce învață? Că e importantă rugăciunea. Când Avram s-a dus să-l jertfiască pe Isaac, Isaac pune o întrebare, tată, eu văd lemne, văd cuțit, văd foc, dar lipsește ceva. De unde a știut Isaac? Știți de unde? Cum a fost cu taică-s-o și cu alte ocazii la jertfă. Nu există ceva, eu-s bine cu Dumnezeu și nu-mi pasă de copilul meu. Nu există ceva, eu-s bine cu Dumnezeu și nu-mi pasă de nevastă mea. Nu există, auzi, eu sunt bine cu Dumnezeu, dar nu-mi pasă de mama, nu. Când ești un om cu frică de Dumnezeu, îți pasă de cei de lângă tine să se mântuiască toți. Că e importantă averea, importantă casa, mașina, nu trebuie să fim ipocriți, mai ales în adunare, frații mei. Deci unul care zice că n-are nevoie de astea, hai să fim serioși, că n-avem noi ca alții partea a doua.
Dar toți avem nevoie de câte o bună stare financiară. Dar când astea sunt mai importante pentru noi decât mântuirea și mântuirea noastră și a celor dragi nouă, avem probleme spirituale. Iov îl duce pe Iisus Hristos la el acasă. Iov îl duce pe Dumnezeu în casa lui. Dacă vrei, dragul meu frate, draga mea soră, drag prieten, să fii cu Dumnezeu în fiecare zi, du-l pe Dumnezeu la tine acasă. Noi stăm, cel mai mult stăm acasă, chiar dacă numai, așa, în trecere, dar tot cel mai mult stăm acasă. E foarte important să-L duci pe Dumnezeu la tine acasă. Când m-am gândit la lucrul acesta, mi-am adus aminte că am discutat cu o cunoștință care mi-a spus că l-a dus pe Hristos la el acasă. Avea o soție mai bună așa de gură, care îi băga vină pe orice și se certa foarte des cu el. Din orice îmi spune frate, Dan zice, se certa cu mine din orice. Imediat îi sărea supărarea și se certa cu mine. Și zice, ca să o liniștesc, am luat un crucifix mare și l-am pus în camera de zi, unde ne certăm cel mai mult. Și când numai se enervează, că e foarte piperat, așa, imediat îi sar nervii, numai mă uit la crucifix. La început o ținut, dar după aceea nu o prea ținut, s-a obișnuit. Și zice, eu l-am dus pe Hristos la mine acasă. Și uite că tot se ceartă cu mine. Asta și m-am gândit, ce înseamnă să-L duci pe Domnul la tine acasă? Orice simbol care aduce aminte de Hristos e foarte bun. Dar ascultați-mă, nu e suficient. A duce pe Hristos la noi acasă implică ceva mai mult. E nevoie să-L inviți pe Iisus. Ce-ar fi ziua aceasta când stai în prezența Lui să-L chem pe Domnul la tine acasă? Păi, Doamne, te invit să vii la mine acasă. Te invit să vii în casa mea. Ai fi dispus să-L primești pe Iisus la tine acasă? Ce muzică ar găsi Domnul? Ce atitudine ar găsi Domnul în casa ta? Ce relație ar găsi între tine și nevastă ta? Probabil unii s-ar simți incomodați de venirea lui Hristos acasă la ei. Bă, dar eu mă cer cam des cu nevastă mea. Să-l vadă, nu știu, să mă vadă că bombă în toată ziua ca un or supărat prin casă pe acolo, că nu pot ierta pe nevastă mea. Să vadă că mă port urât cu mama, că o jignesc, cu tata, că îl necinstesc. Să mă vadă pe mine că sunt un tată care efectiv nu dau doi bani pe copiii mei, că sunt un tip egoist, nu-mi pasă decât de mine. Asta să vadă Hristos. Frații mei, când vine Iisus Hristos, vede totul. Dar Iisus nu vine într-o familie decât dacă este invitat. Diavolul vine cu forța. Hristosul Scripturilor stă la ușă și bate și dacă aude cineva și îi deschide, va intra și va cina cu omul acela. Invită-L pe Iisus chiar acum la tine acasă. E nevoie apoi să-i acorzi atenție. Dacă tu chemi pe cineva la tine acasă și zici, bă, fii bine, vei la mine acasă și apoi te duci, lași în camera de zile niște. Tu te uiți că alea frumos la un meci. Cum crezi că se simte omul respectiv? Când chemi pe cineva la tine acasă, trebuie să ai minimul de atenție față de persoana respectivă. Ca să se simtă omul bine. Când îl chemi pe Iisus la tine acasă, acordă atenție, mai stai cu el de vorbă, lasă-l să-ți vorbească prin cuvânt, mai stai de vorbă cu el, spune ceva prin rugăciune. Fii conștient că este la tine acasă, acordă atenție și ascultă-mă, Iisus va rămâne în casa ta, numai și numai câtă vreme tu-l asculți. Iisus nu rămâne într-o casă în care este sfidat. Iisus zice o dată, de două ori, de trei ori și dacă omul nu vrea să asculte, el se retrage pentru că este cel mai mare domn. Și un domn niciodată nu forțează nota. Hristos este cel mai mare domn. Spune odată, spune de două ori, spune de trei ori. Dacă nu știi ce spune, du-te omul în mintea ta. Și când ajunge omul la rău și dă cu capul de pereți și vede că a luat decizii proaste și deciziile proaste te costă în viață, asta e realitatea, omul se întoarce cu fața spre Hristos și spune, da, Doamne, am nevoie de Tine. Ca să-L duci pe Iisus Hristos la tine acasă, e nevoie să-L inviți, este nevoie să-I acorzi atenție și este nevoie să-L asculți. Vă aduceți-vă aminte de momentul în care David vrea să-L ducă pe Dumnezeu la el acasă? Chivotul lui Dumnezeu în Israelul antic era garantul prezenței lui Dumnezeu pe pământ. Și pregătește David totul să ducă chivotul în casa lui. Dar la un moment dat Uza se atinge de chivot și Dumnezeu îl trăznește pe loc pe Uza. În momentul acela David se teme și spune, cum să-L duc eu pe Dumnezeu la mine acasă? Și cine vrea să ia chivotul lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu la el acasă? Și toți s-au cotit. Ioab se cotește toți ceilalți. Ridică unul mâna, obete Domn și spune, dacă nu-i cine să-L duc acasă la el, îl duc eu pe Dumnezeu la mine acasă. Ia chivotul și îl duce în casa lui. Toți s-au gândit, amul tună, îl trăznește pe Uza, l-a trăznit, îl tună și trăznește și pe omul acest obete Domn. Va pe nevastă sau pe prunci mai departe. Știți ce se întâmplă? Când vine Dumnezeu acasă la cineva și omul tratează cum trebuie? Spune Scriptura că în trei luni de zile, Dumnezeu l-a binecuvântat pe obete Domn. Dumnezeu i-a binecuvântat casa lui Obed-Edom și Dumnezeu l-a binecuvântat în tot ce a făcut el. Atât de mult l-a binecuvântat Dumnezeu, încât spune Scriptura că s-a aflat până la Ierusalim că într-adevăr Obed-Edom este binecuvântat de Dumnezeu. Și în momentul acela, iubiții mei, frați și surori, foarte important lucrul acesta, David zice, îl vreau și eu pe Dumnezeu la mine acasă. Dar până când a văzut ce face Dumnezeu în viața unui om când este acolo, David a zis, cum să intre Domnul la mine? Mulți oameni astăzi nu ar vrea să-L ducă pe Domnul la ei acasă, că le vede Domnul șmecheriile, le vede Domnul prostiile, le vede Domnul ceartă, dar ascultă-mă, când vine
Dumnezeu la noi acasă aduce pace, aduce liniște, aduce binecuvântare. Poate n-ai somn bun noaptea, Dumnezeu îți dă somn bun. Poate te ceri foarte mult cu nevasta, cu soțul tău, când vine Iisus, aduce pace și iubire. M-a zis de oameni care își cheltuiesc toți banii în stânga, în dreapta, să facă cineva pace între ei. Ascultați-mă, când se pun doi soți, pe soț și soție, pe genunchi și se roagă cu pocăință, Dumnezeu aduce înțelegere între ei. Când se pune un tată și o mamă pe genunchi se roagă pentru copil, Dumnezeu le ascultă rugăciunea. Când un om se pune pe genunchi și spune, Doamne, am atâtea vicii și păcate și diavolul își bate joc de mine, dar sunt sincer, Doamne, te rog, ajută-mă. Și începe să se roage și postește, citește Biblia, Dumnezeu îi dă biruință spirituală, dar ai nevoie să-L duci pe Dumnezeu la tine acasă. Nu-ți mai fie frică să-L duci pe Domnul la tine acasă. Dumnezeu nu vine să te trăznească. Dumnezeu nu vine să-ți dea pagubă. Când vine Dumnezeu acasă, Dumnezeu aduce binecuvântare. Aduce binecuvântare în viața ta și în familia ta. Și vor vedea toți că Dumnezeu te-a binecuvântat. Spune Scriptura că ce binecuvântează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru veșnicie. Iair este un tată care are o fetiță de 12 ani, este fruntaș de sinagogă și aleargă la Iisus și spune, Doamne, te rog, vină de urgență până la mine acasă, căci am o fată care îți trage să moară. Te rog, vină și atinge-te de ea. Și spune Scriptura că s-a aruncat cu fața la pământ și l-a rugat pe Domnul să vină la el acasă. Știți ce s-a întâmplat când a venit Domnul în casa lui? Dumnezeu i-a redăruit-o pe fiică sa. Când vine Dumnezeu acasă, îți redăruiește soțul sau soția. Plecați în delegație. Când vine Dumnezeu acasă, îți redăruiește copiii. Când vine Dumnezeu acasă, îți redăruiește bucuria, pacea, lucrurile de care ai trebuință. Dar ca să vină Iisus în casa ta, trebuie să-L rogi. Tu te poți duce acasă așa cum ai venit. O fost bine, ori cântat, te-am rugat, s-o vorbit din Biblie. Sau poți să mergi diferit. Întâlnirea aceasta, fără o întâlnire reală cu Iisus Hristos, această slujbă n-are nicio valoare. Este o întâlnire socială. Știi cum e? Cum te-ai duce la un eveniment așa, cu tematică moralistă? Cum te-ai duce la un concert? Cum te-ai duce la... E prea puțin. Dacă în această zi tu nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos, ai venit degeaba aici. Când te întâlnești cu Iisus Hristos, spui, Doamne, nu mai pleca de la mine. Doamne, vreau să fiu cu Tine nu doar la adunare, vreau să fiu cu Tine în fiecare zi, pentru că vreau, Doamne, de azi înainte să nu mai neglijez viața spirituală. Vreau, Doamne, de azi înainte să-mi recâștig frica de Tine. Vreau, Doamne, de azi înainte să Te readuc pe Tine la mine acasă. Și când se întâmplă asta, viața ta înflorește, familia ta înflorește. Un frate era cu frică de Dumnezeu. Îl căuta pe Dumnezeu foarte mult. Se ruga în fiecare dimineață când se trezea. Îl chema pe Dumnezeu cu el la serviciu. Când predea câte un moment liber la serviciu, mai înălța o rugăciune. Avea obicei ca în fiecare zi să citească din Scripturi. Avea la serviciu oameni dificili. Unii înjurau, alții se îmbătau, alții își furau șefii. Dar el de fiecare dată încerca să fie integru și moral, pentru că spunea el, eu am un Dumnezeu care mă vede. După ceva vreme, oamenii au remarcat că este diferit comportamentul lui. Nu se enervează, nu-și pierde cumpătul, vorbește frumos, este harnic, este responsabil, ce-i dai de făcut face, nu este un om dificil, este un om la locul lui. Și m-a întrebat, cum se explică toate aceste lucruri? Și răspunsul a fost, de dragul lui Hristos. N-a mai trecut multă vreme și soția lui s-a îmbolnăvit. Și s-a îmbolnăvit foarte tare, avea doi copii. Când soția s-a îmbolnăvit și a fost dusă la spital și avea nevoie de intervenții medicale foarte serioase, copiii au pus întrebarea, tată, dacă tu îl iubești pe Domnul, când îi spui că îl iubești pe Domnul, dacă tu chiar ești credincios și îți pasă de Dumnezeu și am văzut că tu ne pui să ne rugăm, postești cu mama, ne duci la adunare, cum îți explici? Copiii deja erau mai mărișori. Că mama noastră este în spital, mama este între viață și moarte, cum explici lucrul acesta? A dat el un răspuns și după ce a terminat discuția cu ei, s-a pregătit să se culce și în timp ce s-a pus în pat, și-a dus aminte de vorbele copiilor, de starea soției lui și a început să se roage acolo în patul lui. Și în timp ce se ruga, omul la necaz, nu doar că se roagă, începe să și lăcrimeze și a zis, Doamne, eu le-am spus copiilor mei că Ție îți pasă de noi. Că nu există viață mai frumoasă decât viața pusă în slujba Ta. Tu știi că m-am străduit cât a ținut de mine să-mi trăiesc viața frumoasă înaintea Ta, în integritate, în curăție de inimă. Nevastă mea e la spital, e foarte bolnavă, nu știu ce se va întâmpla medical vorbind, nu-i situația foarte încântătoare. Copiii mă întreabă unde ești. Dacă soția mea va păți ceva, Doamne, ce o să le spun copiilor mei? Care va fi starea lor? Care va fi atitudinea lor față de Tine? Te rog, lucrează, Doamne.
A mai trecut câteva săptămâni și femeia aceasta a început să se simtă mai bine. Dumnezeu a început să intervină și să lucreze în viața ei. Și Dumnezeu în cel din urmă a vindecat-o. Ascultați. După câteva săptămâni de tratamente medicale, de intervenții medicale, femeia se întoarce acasă. Și omul acesta se bucură, bineînțeles, dar mai face un lucru. Pe mine m-a impresionat. A chemat anumiți frați, anumite surori din biserică și a zis, vreau să fac o seară de rugăciune la mine acasă. Că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Dumnezeu mi-a primit postul. Și Dumnezeu a întors-o cu bine pe soția mea acasă. E bine. Dumnezeu a dat sănătate. Și copiii mei au văzut că avem un Dumnezeu mare. Poate cei mai mulți ar fi spus să mergem să luăm o masă în oraș. Nu-i rău, dar nu-i suficient. Poate cei mai mulți au spus, auzi, au fost foarte bune tratamentele medicale. E adevărat, tratamentele sunt foarte bune. Dar omul acesta a zis, cel care a lucrat prin toate a fost Dumnezeu. Frații mei, asta înseamnă să fii cu Dumnezeu în fiecare zi. Să fii cu Dumnezeu în fiecare zi la adunare, să fii cu Dumnezeu în fiecare zi la serviciu, să fii cu Dumnezeu în fiecare zi, chiar și la spital, și niciodată să nu uiți cât de important este Dumnezeu pentru tine. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să nu-ți mai neglijezi viața spirituală. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să-ți recâștigi frica de El. Cu Dumnezeu în fiecare zi înseamnă să-L duci pe Domnul la tine acasă. Vreau să te întreb în această zi, ai vrea să fii cu Domnul în fiecare zi? Câți dintre voi ați vrea să fiți cu Domnul în fiecare zi? Dar numai cei care vă doriți sincer. Am zis, cred că după ce v-am invitat să ridicați mâna. O, ce frumos este când vine Domnul la noi acasă. Vă invit să vă ridicați în picioare. Domnul nu vine acasă așa numai dacă nu-L chemăm. Domnul vine acasă la noi și Dumnezeu schimbă lucrurile când noi îl chemăm. Când ne acordăm atenție, când îl ascultăm. Ce-ar fi în ziua aceasta spui, Doamne, sunt prezent în prezența Ta. Te rog frumos, ajută-mă să nu te mai neglijez. În fiecare zi să citesc din Biblie, în fiecare zi să mă rog. Ajută-mă, Doamne, să-mi recâștig frica de Tine, acel respect care mă ferește de tot ce este rău. Ca un tată bun în casa mea, Doamne, fii în casa mea. Și ajută-mă să mă raportez la Tine, Doamne, cum mă raportez la cel tată înțelept și care are autoritate frumoasă în casă. Doamne Dumnezeule, vreau să fii cu mine în fiecare zi și te rog când voi pleca în câteva momente de la adunare să vii cu mine acasă. Hai să ne rugăm cu toții Domnului.